Sunt Mihai Botez și candidez la președinția Consiliului Județean Vaslui din partea Alianței Dreapta Unită. Ar fi foarte simplu să vorbesc despre hoția PSD la Vaslui, însă e vorba de mai mult decât atât. La hoția lor trebuie să răspundem cu proiecte și soluții cinstite. Și iată un exemplu. Transparența administrativă. Cetățeanul trebuie informat despre buget, strategii și proiecte de dezvoltare. Dezbaterea publică va fi un instrument de fundamentare a deciziei. Pot face asta cu sprijinul dumneavoastră. Pe 9 iunie, alege un om cinstit.